Bună ziua! Bună ziua! 2 minute, 3 minute aveți să vă dau 2-3 întrebări. Da. Vreau să vă pun niște întrebări despre Biblioteca Municipală Bogdan Tufcei Hajdeu. Ați auzit despre ea? Da. Așa, da, Biblioteca Transilvania. Da. Trăim în Biblioteca. Așa, câte des veniți la noi, de exemplu? Așa, țin de 2-3 ori. Practic în fiecare zi. Da, la Biblioteca Transilvania, da, sunt foarte des. Cel puțin o dată pe săptămână vizitez această bibliotecă. Găsiți toate sursele de informații, ceea ce căutați dumneavoastră, cărțile interesante? Da, eu merg pentru a citi periodicile, deosebi ziarul profesorilor Făclia, literatura și arta și altele, timpul, desigur. Găsesc permanent ceea ce am nevoie. Da, de cele mai multe ori, da. Că sunt foarte multă literatură care ne este de folos și la ore și când citim în timpul liber. Vă mulțumesc mult și iată vă dau niște adrese la toate filialele noastre cu telefoanele de contact. Vă mulțumesc mult! Filiala Transilvania este prima bibliotecă de carte românească în spațiul Basarabean, amplasată în sectorul Ciocan al capitalei. Este o bibliotecă modernă, cu un edificiu renovat, special construit pentru o bibliotecă publică, îndeplinind rolul unui loc de întâlnire, indiferent de generații, subculturi, domenii de activitate. La intrarea în bibliotecă se află serviciul informații. Aici se înregistrează utilizatorii primind cardul HD-ul. Serviciul informații găzduiește expoziții, lunarea pictorilor, liceienilor, tinerilor începători în domeniul artelor. Tot aici este amplasat și copacul cunoștințelor, un indicator improvizat care indică serviciile și programele prestate de bibliotecă. Servicii copii este locul unde copiii pot citi, se pot juca, comunica și socializa. Serviciul dispune de sală de lectură cu un fond valoros și bogat destinat copiilor, de la preșcolar la adolescenți. Împrumut la domiciliu, cu acces liber la raft, unde copiii pot să-și aleagă cărțile dorite. Pentru voi, dragi copii, organizăm programe culturale. Ca copiii Chișinăului citesc o carte, ora poveștilor, oră de lectură, clubul Penelul Magic, program extramurus Povestea vine la tine, lansări și prezentări de carte, concursuri cu tematică variată. Doriți o vacanță minunată? Secția pentru copii vă oferă programe speciale ca lecturile verii și tabără de vară cu o varietate de activități. Vino și vei afla, fii prieten cu biblioteca ta. Biblioteca dispune de sala de ediții periodice. Aici se află colecția de publicații periodice locale și internaționale, reviste de cultură, de specialitate și divertisment. În această sală confortabilă, copiii vizionează filme la solicitare în cadrul programului Cinemateca de Vineri, iar în Pinacoteca, un salon al artelor frumoase, se valorifică și se promovează arta, pictura grafică, prin expoziții, vernisaje de pictură. În continuare urmează serviciul adulți ce oferă utilizatorilor împrumut la domiciliu, consultarea documentelor în sala de lectură, 2 calculatoare cu acces la internet gratis, dispune de zona Wi-Fi, sala de studiu individual. Aveți șansa de a participa la manifestări culturale deosebite. Salonul de carte a editurilor transilvanene, anual în octombrie, salonul de lectură Ceaiul de Raura 4, Cenacul Omagian, Traian Brad, clubul discuțional Logos, clubul seniorilor și senioarelor, cursuri la calculator. Biblioteca organizează cu regularitate activități de animare la lectură pentru diferite vârste, întâlniri cu scriitori, prezentări de carte, expoziții, conferințe, simpozioane, masterclass-uri, training-uri, recitaluri, cenacluri. În veacul tehnologizării și al modernizării, biblioteca rămâne ca și pe vremuri o oază de refugiu pentru cei pasionați de carte, de frumos, de spiritualitate. Vă așteptăm cu drag! Adresa bibliotecii, Bulevardul Mircea cel Bătrân, numărul 7, telefon 022-331143, 022-425181. Program de funcționare. Luni, marți, miercuri, joi, de la orele 10 până la orele 20, vineri, duminică, de la orele 10 până la orele 18, sâmbătă, zi fără program. Să ne îmbogățim spiritual împreună și să mai urcăm o treaptă spre desăvârșirea noastră, purtând la braț un dar fără de preț, cartea.